foarte animată atmosfera, în continuare, activitatea la bar este constantă, adică este exact cum ne place, să zic așa. Nu e nici bahaos, să nu mai știm ce comenzi primim și de unde și stau oamenii și întreabă, mai dai și mie berea aia sau ceva, dar nici să stăm degeaba. E flux constant, exact cum e frumos și cum a trebuit să fie peste tot. Acum vedem și când începe concertul, vedem ce buboială. Problema este că o să plece tura 1. Și ce ai râs, mă? Ce? Ia. Na, vedeți? Na. Râd colegii de mine, doamne, că fac vloguri. Aoleu. Cum ziceam, vedem cum o să fie la concert, pentru că o să, practic, o să-mi plece jumătate de oameni din bar, că se termină tura. Și probabil o să fie exact ca aseară, după ce pleacă ei, vine Puhoiul și... Nu că n-am face față, dar e așa, după ce stai toată ziua pe un anumit nivel de energie, dintr-o dată, bum, și nu mai înțelegi nimica și cu greu te îți revii. Exact cum bănuiam, deci a plecat tura 1 și fix atunci a început lumea să vină, navală. Și tocmai ce intră și puia. Bine, au venit ajutoare, eu acum pot să filmez pentru că au venit ajutoare de pe alte baruri și de-aia asta am reușit să ies, să trag repede cadrul ăsta. Să vă arăt că se muncește la cote maxime. Să-i dăm drumul să treacă cât mai repede. Să-l ascultăm și pe puia pentru a ieși pe a mea oară. Dar nu mă sator, nu pot să mă plâng. E frumos, îmi place, îmi place. Vreau să vă toată lumea cu mâine sus. Șeca și stânga și dreapta, băi, ca la păiera. Ține-le sus, băi, sus. Ține-le sus, băi, sus. Eu zic Sișu, vă strigați puia, zic Sișu. Sișu. Eu zic la, vă spuneți familia, la, familia, la, familia. Când eu zic și voi zice și ești. Ce tare, doamne. Hai să, scuze, pauză publicitară. Băieții, să fac un pic de zgomot, este. Cine a venit cu nevasta și copilul? Nu, că și eu am venit la fel, stați liniștit. Da, e acolo, mă urmărește. Azi, băi, merg și eu la concert, păi cum? Sigur. A venit timpul, dai seama, să nu mai e voi singur. Nu știu cum se întâmplă la voi. A venit, mă, cineva singur? Deci n-a venit nimeni singur. Ce să cauți, bă, singur? N-ai ce să cauți. Doamne, ferește. Lăsând gluma la o parte, sunt foarte mulți oameni care toată viața își caută jumătatea și tânjesc foarte mult după chestia asta. Eu consider că cine a reușit să facă chestia asta și dacă a mai făcut și câțiva copii, asta e cea mai mare fericire și cea mai mare bucurie, o familie frumoasă. Și dacă aveți o familie frumoasă, sunteți foarte norocoși. Dumnezeu să vă ajute. Da. Și că. Wow, iar cu zoom-ul ăsta nebun.
Da, nu prea așa schimba repertoriu, dar îmi place că mereu între piese mai glumește pe tema, fix pe tema asta. A zis, aoleu, s-a oprit din fresh, să zic că gata, gata, că se uită părinții urât pe mine. Da, și mereu între melodii are așa un mic speech motivațional, să zic. Foarte, foarte de tare. Deja eu pot să recit că e cam același de fiecare dată. Și la Never ți-a zis cam același speech și și așa mai departe. Da, vedem cum o să decurgă. La bar e coadă continuă. Gata, mă duc să intru și eu peste ei acolo, că nu mai merge. Un show de artificii, cum am văzut anul trecut la CF Moto. Tot așa, 15-20 minute a durat, cinstite. Dar am anunțat deja de 5 minute că intră conector pe scenă, dar încă nu s-au terminat artificiile ca să intre, să înceapă să cânte. Da, teoretic trebuie să intre acum, să vedem cu ce melodie intră. Pe el chiar nu l-am prins niciodată la un festival sau un concert. Nu îi cunosc repertoriu, cred că am fost la un singur concert de ziua lui la Arenele Romane. Dar să vedem care este comportamentul la City, doamne, la Grill Fest. Ce putea să intre decât cu cea mai în vogă melodie momentan? Este peste tot, cred că și-o aude 7000 de ori la radio. Nu prea ascult eu des radio, dar și când ascult, asta e din una dintre melodii. Ne apropiem de final și deja lumea s-a potolit. Acum aș mai avea așa ultimele șprițuri, că la grătarea asta se face șprițuri. Că mai intervine un cuba liber, un gin tonic între, nu e problemă. Este o atmosferă foarte plăcută, adică lumea care e față la scenă dansează acolo cu conector. Noi stăm aici, alimentăm oamenii cu voie bună. Și cum am zis, ne apropiem de final, așteptăm închiderea de zi. A ajuns deja o fracțiune, cam cum decurge o astfel de operațiune. Ne apucăm aici o oră, două. Nici Einstein cu matematica lui nu cred că i-ar fi și din prima să iasă tot ok. Da, vedem cum se termină și seara asta. Încă destul de multă lume prezentă. Îi dăm până la capăt, mai avem maxim o oră și gata și cu ziua 2. The Grill Fest. Am mâncat, de băut n-am băut, dar am mâncat pe cinste. Gata. Se fini la comedii. Arată chiar bine barul pentru o seară cum a fost asta, de care tocmai a trecut. Am avut niște băieți ascultători, da? Deci voi care dacă vă uitați, sunteți ascultători. Au făcut treaba, au reamenajat totul, au făcut totul la dungă, cum s-ar zice. La dungă și la linie. Cam așa se prezintă barul în momentul ăsta. Tot alcoolul e băgat la loc sigur, să nu fie tentații pe timp de noapte. Opa, cam așa se prezintă și frigiderele. Am avut destule rezerve în afară de apă, dar n-am rămas fără. Suntem ok.
S-a dat destul de multă marfă în seara asta. Berea la doză, bineînțeles, a fost vedeta serii. Și acum mă cistesc și eu așa la final de program. Să intre bine somnul la noapte pentru alte 7 ore sau cine știe cât apuc și în seara asta. Și ne vedem mâine cu ultima zi, care se anunță una foarte ploioasă. Da? Nu? Vă zice ceva asta? Costinește all over again? Ce-mi plac evenimentele când în ultima zi plouă de rupe. Și aici e și pământ, măcar acolo era asfalt. Aici o să fie o adevărată... Știți la Electric Castle, care ați fost, știți. O să fie frumos. Ne revedem mâine cu ultima zi de Grill Fest. Puu! Bună dimineața. Aș putea zice direct Costinești 2.0, deci deja mi-e groază, am toate flashback-urile din ultima noapte de Costinești. E identic, e cum vreți voi, tras la Indigo. Problema este, cum am zis, că aici e pământ. Și o să fie foarte amuzant. După ce mai trec 2-3 mașini, 2-3 dube pe aici, s-a terminat. Da, ultima zi de Grill Fest. Teoretic de o jumătate de oră s-a deschis accesul. Cine să-ți vină, frate, mă, aici și te pun ceai. Aoleu, da, presim că o să fie o zi de-aia. Exact, bă, da, exact ca la... ca la Hustle. Singura mică-mare diferență este că aici chiar nu o să fie nimeni. Adică dacă la Hustle mai erau tinerii nebuni cu sănătatea... tun și imunitatea dezăteau în ploaie fără nimic, aici nu o să vină nimeni la distanța asta la București. Mai ales că majoritatea participanților erau familii, copii. Cine să vină ploaia asta cu copii? Da, organizatorul a anticipat această ploaie și ne-am și împuținat în bar. Suntem jumate din față de ziua de ieri. Să vede ce o să iasă și din ziua asta. Gulere! Cine a luat gulerele ultima dată? Băi, fără că te chiar și gustă chip. Bă! Gulere de la Canin! Bă, Angere! Cine mai știu de acolo? Mai știu domnul. Gat. Sărbăiții ăștia au băut de la mine, așa că azi... Mă tu și eu la ei să... Cine să... Tu? Cum adică ce? Bă, barul ăsta n-ai venit să iei? Unde? Bă, te ții minte. Dar îmi da bani, bă! Păi, dar eu ce am zis? Eu asta urma să zic. Ce mă vine acum să mă tu la ei? Aici avem două, mai avem un bar care eu dau băuturi gratis. Păi, dar dacă mi-ai ținut... Dar eu nu prea beau. Am venit și eu acum la ei, susținem economia locală, cum s-ar zice. Ai microfonul, nu? Da. O să-l scoți. Ia scoate-l, ca să-l punem pe la pe asta. Prindem asta și-l punem după aia. Dacă și așa am petrec timpul 12 ori la evenimente, mă tun și eu când pot. Deci cu barul de la evenimente, ale tale? Sunt colaborator, practic. Căutăm un bar să ne consolideze, să punem lumea cupără băuturi de la voi. Adică clienții să-și cumpere cu banii, adică să fie cu plată. Da, pot să-ți fac un bar de ăsta. La ce festivalul mai mergi? Toate. Tot ce înseamnă Antol, da. Eu vreau la Electric. Avem mătură pe aici? Nu, dar ucenic n-ai? Nu. Pe toți au plecat la masă. Că dacă poate aici a pus-o deja, nu le-au plecat. Exact. Le parți, zic eu ce bani. Exact. Pleca la masă, ce nebunie să... Marcele aici. Ești un șocul, dai să-mi. Te rog. Eu rup din mă. Plăcerea mea. Ai făcut și tu un pizder fericit. Te rog. Rup de... Dar uite cu Angele, m-am ajuns să-ți văd. Fructul de coteț e mai puternic ăla la altul, mașul, decât ăsta.
Decât de aici, nu? Da. Ce? Bă, ce înseamnă să fii al dracu vânzător? Hai, dar ți-l pornesc acum. Ia pornesc. După ce mănânc. Salut, și de ce eu știu? E serios? Da. Tu e serios, da? Cu cei cântar. Și pun aerul pe cântar, nu? Care împinge mai tare. Aero. Stai tot, explic. Cu cei cântare dai drumul, pui tonurile la același nivel, te vezi care are putere mai mare. Și mai tare hașul pe cât ai drumul. Ia uite, ia să sta. Oa. Așa. Da. Gata? Super! Mamă! Fresh, clean, cum s-ar zice. Am păcălit și luna asta de tuns. Doba! De nicăieri a ieșit și soarele, dar problema e că a început vântul. Deci nu... E una caldă, una rece. Nu poți să le ai pe toate bune și frumoase. Cred că preferam să fie în oraș și să nu bată vântul, că cu vântul e mai nașpa. Dar s-a adunat lume, nu știu de unde a apărut, cât m-am tuns eu imediat. Și aproape un, doi, și sunt vreo 200 așa numai pe zona asta unde e scena, unde se anunță câștigătorii la experimentul, doamne, proba de ieri, cu tăiat, cu la, jap, jap, jap. Da, îi dăm drumul, ce să facem? Să treacă ziua asta o dată mai repede și să... Nu mai vreau aici, vreau acasă. Și să începem cu următorul eveniment, care o să fie unul interesant și un pic așa mai fancy. O să fie... Acum, la finalul lunii, dar vă zic eu mai încolo, mai în detalii. N-a ținut minunea cu soarele. Măcar s-a mai potoli vântul, dar e o ploaie de-asta măruntă care mai mult te enervează decât... Bă, măcar dacă dă o ploaie, se știe, frate, e ploaie și la revedere. Stăm toți adăpostiți și nu mai facem nimic și la revedere. Dar e fix ploaia enervantă, de nici nu merită efortul să stai cu umbrela deschisă. Cât n-a fost ploaie, a fost ceva activitate pe aici. Adică și acum, nu e destul de multă, neașteptat de multă pentru... ce s-a anunțat astăzi. Dar nu prea merge să bei rece, că na. Nu mai ne întreabă. Vrem și noi aia la temperatura camerei. Pe care temperatura camerei, că azi noaptea au fost 7 grade aici. Adică ce mi-e de la frigider, ce mi-e de la în fine. Vedem câți oameni se prezintă și la concert din seara asta. Mai e un pic, mai e o oră jumate până intră teoretic primul artist. Nu mai știu cine intră, de tot așa ceva, taraf și pălăutărească cu pășprițanul. Și vedem, doamne, sper, dar sigur o să fie exact ca la Coșinele și exact când o să fie momentul de strâns, o să dea cea mai scârboasă ploaie. Aia e. Mă mir cum ne-am răcit până acum, dar nu știu cât o să mai țin așa. De o horă acolo la Damian Drăghici și Brothers. Uitați-mi de ei că sunt și ei astăzi prezenți la concert. Am văzut doar ultimul, un artist de fapt, o trupă cu taraful ceva, dar am uitat, nu mai știu exact. Da, păcat că și mie îmi place personal de Damian Drăghici, bagă, face atmosferă. Dar ce să și faci pe ploaia asta? Mă plâng eu de ploaia, dar chiar e urât, urât, nu...
Bine, dacă ai ceva la bord, poți să nu mai simți ploaia, da? Nu, la mine nu e cazul și nu pot să mă gândesc la altceva. Un acord, te rog frumos. Da. Și alături de cuvântul meu, tot un titan al muzicii lăutărești, vreau să invit în scenă o tânără talentată care iubește muzica veche și asta m-a bucurat foarte mult. Viorica a descoperit-o. Tomnița Bea, așa o numesc eu. S-a mai oprit și ploaia. Nu știu dacă este liniștea dinaintea furtunii sau... Ni s-a făcut milă de noi și să ne lasă și pe noi să strângem în pace și fără stres și fără nervi și fără umezeală. Sau, cum mai devreme, o fi liniște dinainte furtunei și imediat cum se termină, cum se întâmplă de obicei, imediat cum se termină show-ul, dă o ploaie torențială. Mi-ai? Da, vedem ce o fi, o fi. Ia-ți la pachet, bag-o la buzunar. Și n-ați auzit nimic. Ei, pe asta aș lua-o acasă. Aș lua-o rău acasă. Ta-da! Tam, 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 tam. Și asta tot la camion. Deci, începe marea operațiune de distrugere. Așa îmi place să zic. Acest demontaj magnific, mai ales pe vremea așa frumoasă cum e acum. Ce să mai... Încă un festival cu un succes, cu un mai mic nesucces. Sunt și festivaluri bune, evenimente, sunt și festivaluri rele, evenimente. Noi îi dăm înainte că trebuie să fie, domne. Dacă nu sunt festivaluri și evenimente în România asta, ce mai facem cu ziua, cu timpul nostru liber? Cel puțin, chiar dacă mă taci, așa, chiar dacă nu au fost așa mulți oameni, aia care au fost, i-am făcut fericiți cât de cât, da. Deci nu mai contează nimic. Să vedem aici care e șpârla. Voi ați desfăcut vreodată o chingă? Nu știu, fraților, dar pe mine mă bate mereu. De fiecare dată am învățat și de fiecare dată uit a doua oară când am nevoie să desfac. Laurențiu, mai știi cum se desface o chingă? Deci de fiecare dată mă învață cineva și de fiecare dată uit. Scrieți și voi un comentariu acolo cum se desface o chingă. Ca mereu când mai am problema asta, să intru direct acolo la comentariu și zic: stai mă așa că mi-a zis, știi tu cine e, băiatul ăla, fata aia. Suntem în 2024. Dacă ne mișcăm cum trebuie, poate ajungem acasă până să înceapă ziua de luni, în care este o altă zi muncitoare, inclusiv și pentru mine. Da, Mircea? Alo. De vreo jumătate de oră nu, dar e ok. Absolut nimic. Sunt doar eu și cu firma de curățenie. Bine, hai. Da, hai, pa. Mai avem un pic și gata. Deci, cu ocazia asta închei.
nu uitați de un like și subscribe, neapărat, neapărat, bă, neapărat că nu vă mai dau de băut. Vă mor, vă recunosc și nu vă mai dau de băut. Și ne vedem data viitoare, meet me at the bar. Ciao!